să vă prezint decizia Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din 7 iulie 2023. Cu privire la formarea Consiliului Științific Specializat. Deci Consiliul Științific Specializat de 533-04-2343 la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe ale educației a domnului Saulea Gheorghe Dan, România, cu tema Educarea capacităților coordonative la pugiliștii în cadrul etapei de specializare sportivă. Specialitatea 533-04, educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Conducător științific Buftea Victor, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar și Consiliu Științific în următoarea componență. Dorgan Viorel, președinte, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar. Braniște Gheorghe, secretar științific, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar. Ieni Ion Mircea, îl salutăm în format online. Cu respect, îl salut și eu. Doctor în științe pedagogice, profesor universitar, România. Și referenții oficiali. Vladimir Potop, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar România și Lehter Natalia, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar. Deci dacă nu sunt întrebări la Consiliul Științific, atunci cuvântul îi ofer secretarul științific pentru a prezenta actele din dosarul candidatului la titlu. Domnul președinte, stimați membri ai Consiliului, vreau să vă duc la cunoștință că actele constitutive ale dosarului au fost prezentate în termen și corespund în tocmai cerințelor ANACEC. Acum, dacă îmi permiteți, să dau citire curriculumului Evite. Da. Așadar, Saulea Dan George, născut la 21 decembrie 1978, România. Experiența profesională 2021-2022, profesor de educație fizică și sport, seminar teologic ortodox Sfântul Andrei Calați. 2020-2021, profesor de educație fizică și sport, seminar teologic ortodox Sfântul Andrei Calați, Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza Calați. 2019-2020, profesor de educație fizică, Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza Calați. 2018-2019, profesor de educație fizică și sport, seminar teologic ortodox Sfântul Andrei Galați, școala gimnaziu numărul 7, Constantin Brâncoveanu, județul Galați. 2017-2018, profesor de educație fizică, liceul Paul Bujor Berești și școala gimnaziu numărul 3, Măstăcani. 2014-2017, profesor de educație fizică și sport, liceu Hortensia Papadat Bengescu, Ivești. 2014-2016, profesor de educație fizică și sport, liceu Costache Conache Pechea. Educație și formare. 2014-2018, doctorat Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport Chișinău. 2016, obține gradul didactic definitivat. 2013, master științele motricității umane, educație fizică școlară și management sportiv. 2013, departamentul pentru pregătirea personalului didactic modul 2. 2013-02, departament pentru pregătirea personalului didactic modul 1. 2008-2011, Universitatea Dunăre de Jos Galați, Facultatea de Educație Fizică și Sport. Aptitudini și competențe profesionale. Master Comunicare și Mass Media în Sport. Magister Modulul 1 Educație Fizică. Modul 2 Educație Fizică. Consilier în Orientare. Grad Didactic Definitivat. Tehnologie Informației și Comunicării.
antrenor de box. Abilități sportive 2017-2018, participări la maratoane și semi-maratoane naționale și internaționale, 2008-2012, participări la meciuri internaționale de box profesionist, 2009, liceu locul 1 la competite de judo național universitară, 2002, vicecampion național la powerlifting, 1997-2000, activat la Clubul Sportiv Steaua București, secție box. Aptitudini și competențe lingvistice. Vreau să vă aduc la cunoștință, posedă limba engleză nivel C2, limba franceză nivel B1. Cam atât ar fi în limbi generale ceea ce privește formarea și experiența profesională a domnului Saulea, dacă poate mai sunt întrebări. Deci întrebări la domnul Braniște, dacă aveți. Nu. Dacă nu luați. Da, mulțumim. Deci continuăm cu funcționarului, candidatul sau pretendentul la titlu, ne prezintă în 20 minute esența cercetării sale. Vă rog, domnul Saulea. Stimate domnul președinte al Consiliului Științific Specializat, stimați membri ai Consiliului, îmi permite să relatez rezultatele cercetărilor noastre la tema dezvoltarea capacităților coordinative la pugiliști în cadrul etapei de specializare sportivă. Actualitatea și importanța problemei abordate, pugilism, sportul cu mănuși, lupta cu pumnul sau boxul contemporan, reprezintă o probă olimpică cu o evoluție spectaculoasă pe parcursul deceniilor, secolelor și mileniilor, se bucură în permanență de o mare popularitate și se află într-o continuă dezvoltare. Acest sport capătă tot mai mult teren în rândurile adulților, tineretului și, cu siguranță, în rândurile copiilor. În ultimele decenii, ca și în alte probe, pugilismul este solicitat și de reprezentantele sexului frumos, aceasta creând noi probleme în tehnologia antrenamentului sportiv. Totodată, principalele chestiuni care necesită rezolvare în acest sport, la nivel național sau regional, apar din considerentul că țările de elită din lume au declanșat noi strategii de pregătire a pugiliștilor la toate categoriile de greutate, atât în rândurile bărbaților cât și a femeilor. Iar aceasta duce la cucerirea medaliilor de către sportivi în fața rivalilor din alte state și ale lumii. În mediul european însă reprezentanții acestui sport se întâlnesc cu mari pretenții ale pugilismului modern în ideea de a învinge adversarii din alte regiuni ale lumii. Astfel, specialiștii antrenori, precum și sportivii, dar și persoanele cu ei interesate de obținerea rezultatelor la forumurile internaționale, încep să atragă atenția la pregătirea mult mai diversificată și mai complexă a luptătorului pugilist, elaborând și perfecționând noi tehnologii și metodologii de antrenare. Una dintre aceste direcții care poate oferi pugilistului o nouă formă de pregătire este pregătirea coordinativă, subiect de bază tratat în cadrul studiului de față. Totodată este de menționat că educarea capacităților coordinative are loc la toate vârstele tinerilor sportivi, însă anume la vârsta de 14-15 ani are loc formarea mult mai corectă a stereotipului de instituire a sensibilității coordinative în diverse acțiuni motrice, aceasta fiind cu echivalentă etapei de specializare sportivă aprofundată. Ipoteza cercetării, calculând în avans ulterioarele rezultate care pot fi obținute prin intermediul investigațiilor, în cadrul cercetării de față, s-a presupus că aplicarea conținuturilor de pregătire coordinativă a pugiliștilor, care includ diverse acțiuni, exerciții cu caracter de gimnastică, din probele din gimnastică, în cadrul procesului de antrenament sportiv, în cadrul etapei de specializare sportivă aprofundată, va influența pozitiv asupra dezvoltării în complex a ansamblului de capacități coordinativă și psihomotrice speciale la pugiliști, iar aceasta va influența pozitiv și rezultatele pregătirii tehnice speciale pentru secvențele critice de luptă. Scopul cercetării îl constituie dezvoltarea capacităților coordinative la pugiliști în cadrul etapei de specializare sportivă aprofundată. Obiectivele cercetării vizează 1. Analiza și generalizarea datelor expuse în literatura științifico-metodologică privind aspectele de bază ale pregătirii pugiliștilor la diverse etape de antrenare, îndeosebi la etapa de specializare sportivă aprofundată. 2. Identificarea potențialului psihomotric al sportivilor privind posibilitatea de îndeplinire a exercițiilor cu caracter coordinativ incluse în program experimental. 3. Elaborarea metodologiei de educare a capacităților coordinative la pugiliști în cadrul etapei de specializare sportivă aprofundată cu implementarea în practică a antrenamentului sportiv, a mijloacelor specifice selectate din diverse probe tehnice,
de gimnastică în interacțiune cu alte tipuri de exerciții, care determină esența altor tipuri de calități. 4. Aprecierea gradului de eficiență și argumentarea științifico-practică a programului experimental de educare a capacităților coordinative la pugiliști în cadrul etapei de specializare sportivă, aprofundată prin utilizarea exercițiilor specifice din gimnastică în cadrul unui macrociclu anual de antrenament. Suportul metodologic al cercetării, caracterizat de utilizarea mijloacelor specifice de educare a capacităților coordinative, la pugiliști a inclus caracteristica metodelor și a procedeilor metodice aplicate în cercetare, analiza literaturii metodico-științifice de specialitate, analiza documentelor procesului de antrenament, metoda observației pedagogice, anchetarea sociologică pe bază de chestionar, testarea capacităților coordinative, metoda evaluării experte, metoda experimentului pedagogic, metode matematico-statistice de prelucrare a datelor, descrieri de esență și de conținut a testărilor specifice, elaborarea proiectului experimental și determinarea etapelor și perioadelor de organizare și desfășurare a experimentului pedagogic, stabilirea eșantionului de subiect, argumentarea rezultatelor cercetării. Din cadrul disciplinelor de gimnastică disponibile de a oferi exerciții cu caracter coordinativ, pentru cercetările de față au fost luate în calcul probele din gimnastică de bază, gimnastică artistică, gimnastică ritmică, gimnastică acrobatică, gimnastică aerobică și gimnastică la trambulină. În cadrul studiului de față au fost identificate și precizate 7 aptitudini coordinative de bază. Capacitatea de combinare, cuplarea mișcărilor este determinată de capacitatea de captare a informației de către organele de simț. Capacitatea de orientare spațio-temporală este asigurată în principal de activitatea analizatorului optic și celui acustic. Capacitatea de diferențiere kinestezică este determinată de activitatea receptorilor situați la nivelul mușchilor, în interiorul tendoanelor, ligamentelor și articulațiilor. Capacitatea de echilibru constă în acțiunea de a menține echilibrul corpului prin detectarea și modificarea poziției corpului sau uneia din părțile sale în funcție de situația apărută. Capacitatea de reacție motrică constă în acțiunea de a începe o mișcare în cel mai scurt timp posibil, de la apariția semnalului de începere sau de la apariția unei noi situații. Capacitatea de transformare a mișcărilor presupune un proces de maturizare a acțiunilor bazat pe un bagaj bogat de cunoștințe, de prinderi și pricepere motrice, dar și pe o gândire creatoare și imaginativă. Capacitatea ritmică se manifestă pe capacitatea de a realiza o mișcare într-o secvență temporală specifică care ar putea fi reluată conform voinței. Experimentul pedagogic a avut scopul de aplicare în practică antrenament sportiv la etapa de specializare aprofundată a exercițiilor cu proveniență din gimnastică în vederea educării capacităților coordinative la pugiliști cadeți, vârsta 14-15 ani și a determinării gradului de eficiență al acestora în pregătirea centralizată a viitorilor performeri în proba pugilism. Experimentul pedagogic la etapa de bază a fost prevăzut pentru a determina și a argumenta științific impactul exercițiilor de gimnastică asupra pregătirii sportivilor pugiliști prin educarea capacităților coordinative ale mișcărilor pe parcursul unui ciclu anual de antrenament. De asemenea, în cadrul examinărilor s-au apreciat și alte componente, precum gradul de dificultate al mișcărilor, precizia execuției, îndeosebi al loviturilor specifice. Examinarea acestor capacități în cadrul procesului de antrenament a condus la restructurarea pregătirii sportivilor pe durata unui an de antrenament, rezultatele fiind prezentate în subcapitolele ulterioare ale lucrării. Aici avem tabelul cu descrierea testărilor specifice pentru determinarea capacității de combinare cu cuplare a mișcărilor. Am luat din disciplina, că cel mai potrivit sunt din gimnastica de bază, gimnastica acrobatică și gimnastica aerobică. Sunt forma de expunere a informației, conținutul, exercițiile, numărul de repetări și reproducerea exercițiilor. La descrierea testărilor specifice de investigare pentru determinarea capacității de orientare spațio-temporală, am luat din gimnastica ritmă, gimnastica acrobatică, gimnastica la trambulină, gimnastica artistică. La descrierea testărilor specifice de investigare pentru determinarea capacității de diferențiere kinestezică, am luat din disciplină, din gimnastica ritmică, din gimnastica acrobatică, gimnastica aplicativă, gimnastica artistică. La descrierea testărilor specifice de investigare pentru determinarea capacității de echilibru, tot așa am luat exerciții din gimnastica ritmică, gimnastica acrobatică, gimnastica aplicativă, gimnastica artistică și gimnastica la trambulină.
La descrierea testărilor specifice de investigare pentru determinarea capacității de reacție motrică, am considerat că cel mai potrivit test sunt exercițiile din gimnastica de bază, gimnastica acrobatică, gimnastica aplicativă și gimnastica ritmică. La descrierea testărilor specifice de investigare pentru determinarea capacității de transformare a mișcărilor, am luat exerciții din gimnastica de bază, gimnastica acrobatică, gimnastica aplicativă. Iar la descrierea testărilor specifice de investigare pentru determinarea capacității ritmice, am luat exerciții din gimnastica de bază, gimnastica acrobatică și gimnastica aerobică. Tabelul 8 arată conținutul activității de pregătire coordinativă a boxerilor cadenți din cadrul pregătirii fizice speciale într-un ciclu anual de antrenament, program experimental. Și acolo avem aptitudinile coordonative, capacitatea de combinare cu blare, toate cele 7 aptitudini. Următoarea e conținutul acțiunilor, adică a exercițiilor, și aici condițiile de evaluare. Deci aptitudini coordonative, la capacitatea combinarea cu cuplarea mișcărilor, capacitatea de orientare spațio-temporală, capacitatea de diferențiere kinestezică, capacitatea de echilibru, capacitatea de reacție motrică, capacitatea de transformare a mișcărilor, capacitatea ritmică. De asemenea, programul experimental privind aplicarea acțiunilor specifice din pugilism a inclus exerciții de educare a coordonării cu reflexie asupra acțiunilor tehnico-tactice a sportivilor. Exercițiile specifice elaborate au constituit cele 5 serii cu caracter experimental și anume, seria 1, seria 2, aici sunt descrise. Exercițiile, exercițiul 1, exercițiul 2, exercițiul 3, exercițiul 4 și exercițiul 5. Pentru determinarea gradului de educare a capacităților coordinative cu influența asupra tehnicii de execuție a procedeilor, au fost elaborate module de teste prin care s-a apreciat gradul de reacție vizual-motrice complexă la obiectul în mișcare, gradul de stabilitate vestibulară și tapping test. Acestea au fost aplicate în cadrul procesului de antrenament cu subiecții grupei experimentale. Ce avem descrierea fiecărui exerciții la testele care determină gradul de reacție vizual-motrice complexe la obiect de mișcare, teste care determină gradul de stabilitate vestibulară și tapping testul. Aprecierea nivelului de pregătire a subiecției conform modului de teste, capacități coordinative și teste senzomotorii. În tabelul 9 avem gradul de dezvoltare a capacității coordinative la demonstrare exercițiului acțiunilor cu caracter de gimnastică la etapa inițială a cercetării, conform condițiilor indicate în tabelul 8. La fiecare aptitudine coordinativă, grupa experimentală și grupa control am până la urmă rezultatul că grupele sunt omogene, grupele au avut același nivel de dezvoltare coordinativă. Asemănător situației descrise asupra nivelului de pregătire a sportivă conform indicatorului capacităților coordinative pe cele 7 dimensiuni, se constată și situația de evaluare a subiectelor la etapa inițială pe testările senzomotorii. Aici la fel, am constatat că grupa experimentală e la același nivel de dezvoltare la fel ca grupa de control. Deci, grupele și la nivel de pregătire a sportivului la etapa inițială de teste senzomotorii, grupele au fost omogene. Justificarea aplicării acțiunilor cu caracter de gimnastică în educarea capacității coordinative la pugiliști pe perioada experimentală de cercetare. Pe perioada experimentală a procesului de antrenament au fost utilizate diverse mecanisme de sporire a intensității acțiunilor coordinative pe baza măririi diapazonului de exerciții în formă combinativă. În șirul condițiilor prevăzute s-a pus accent pe precizia de efectuare a acțiunilor, rapiditatea de execuție, componenta de unificare într-un tot întreg actului motric efectuat, economisirea tuturor formelor de energie, stabilitatea îndeplinirii elementelor și procedurilor tehnice, etc. Toate exercițiile au fost efectuate concomitent cu îndeplinirea acțiunilor coordinative în condițiile de deficit al timpului, a schimbului cerințelor de execuție, a anumitor fragmente și segmente ale mișcării de bază, reducerea pauzelor de restabilire ori de odihnă între actele motrice principale și cele definitorii, efectuarea acțiunilor coordinative complicate și de dificultate în condiții și stările de oboseală ale organismului. În modul stabilit, durata lucrului coordinativ în cadrul sarcinilor motrice specifice decizionale a fost modificată în mediu de la câteva secunde până la minute întregi.
durata pauzelor de odihnă și a momentelor de respiro, în dependență de gradul de complexitate al acțiunilor motrice, a fost redusă de la 40-45 de secunde la 20-25 de secunde între seriile acelui așa motric din lanțul acțiunilor de bază. În timpul de recreere s-a folosit forma pasivă cu efectuarea a exercițiilor de stretching, iar ca formă activă diverse mișcări cu consum minim de energie. Acesta este schema, modelul de pregătire coordinativă a sportivului pugilist pe perioada unui ciclu săptămânal de antrenament, zilele de antrenament, acțiunile programate, deci am luat, sunt descrise toate aceste exerciții, complexul ăsta de exerciții descris mai sus, au fost descrise mai sus, s-au folosit aceste complexe la începutul antrenamentului, atât la începutul antrenamentului sportiv, cât și la mijloc, cât și la sfârșitul, în perioada, cât și la sfârșitul antrenamentului sportiv, atunci când s-au folosit aceste, le-am folosit deoarece aceste exerciții, când subiecții au fost odihniți, când au fost puțin obosiți și când au fost epuizați la sfârșitul, le-am să văd reacția acestora și la sfârșitul antrenamentului. S-au folosit câte două repetări de fiecare exercițiu. Tabelul 11 arată indicatorii statistici privind gradul de educare, dezvoltare al capacităților coordinative a subiecților grupei experimentale și de control la etapa finală a cercetării. Și am observat că la grupa experimentală față de grupa control, deci au fost clar vizibile mai au fost s-au dezvoltat, indicii au fost mult superiori față de grupa de control, la capacitatea de echilibru statico-dinamic, nivelul de dezvoltare a fost puțin mai ridicat, dar dacă cumva experimentul dura mai mult, atunci și acest nivel de diferență ar fi fost mai mare. Aici sunt graficile cu dinamica rezultatelor privind gradul de însușire a capacității de combinare și cuplare a mișcărilor, pregătirea coordinativă sportivă pugilist, etapa inițială și finală a experimentului pedagogic. Se observă cum exerciții care le-am aplicat au dus la dezvoltarea clară a nivelului de a dezvoltării coordonative. Da, dezvoltare de cuplare a mișcărilor. La fel și ca la capacitatea de orientare spațio-temporală, la capacitatea de diferențiere kinestezică, la capacitatea de echilibru statico-dinamic, la capacitatea de reacție motrică, la capacitatea de transformare a mișcărilor și la simțul ritmului. Aceste rezultate caracterizează nivele de educare a capacităților coordinative, care în cea mai mare parte sunt mai superioare la subiecții grupei experimentale. În tabelul 12 avem indicatorii statistici privind pregătirea coordinativă a subiecției grupei experimentale conform modului de teste senzomotor, etapa inițială și finală a cercetării. Și la aceste teste se observă că indicatorii sunt clar crescuți față de la grupa experimentală, față de la etapa finală, față de etapa inițială. La fel aici avem în acest grafic dinamica rezultatelor privind gradul de însușire a capacităților coordinative a sportivă din grupa experimentală la etapa inițială și finală a cercetării conform modului de testare senzomotorii. Se observă clar o îmbunătățire a acestor rezultate la etapa finală. Tabelul 13 indică în acest tabel avem indicatorii statistici privind pregătirea coordinativă a subiecților grupei experimentale și de control, conform modului de teste senzomotori la etapa finală a cercetării. La figura 9 avem dinamica rezultatelor privind gradul de însușire a capacităților coordinative a subiecților din grupa experimentală și de control, la etapa finală a cercetării, conform indicatorul reacția vizual-motrice complexe la obiectul în mișcare. La fel, aici, la dinamica rezultatelor privind gradul de însușire a capacităților coordinative a subiecților din grupa experimentală și de control la etapa finală a cercetării conform indicatorului stabilitate vestibulară și tapping test.
Aceste rezultate demonstrează o creștere a gradului de pregătire al subiecților grupei experimentale în majoritatea cazurilor cu diferențe statistice semnificative medii care se datorează aplicării la baza procesului de antrenament a exercițiilor specifice cu conținut coordinativ. Domnule președinte, vă rog să-mi permite să nu mai relatez concluziile și recomandările, deoarece sunt trecute în rezumatul tezei de doctorat. Vă mulțumim, domnul Sarulea. În continuare, runda de întrebări-răspunsuri. Cine are întrebări? Domnul profesor Rural, posibil? Da, domnule Geor, despuneți-vă, rog, cunoscut în practică în antrenamentul sportiv, pentru a desfășura sau pentru a pregăti un sportiv de performanță la orice etapă de pregătire lui, avem nevoie de a dezvolta careva calități motrice, unele mai mult, altele mai puțin. Ce v-a făcut ca să selectați sau să vă atașați pe cercetarea capacităților coordinative la pugiliști? Da, vă mulțumesc pentru întrebare. În pregătirea unui pugilist, la ora actuală, sunt necesare toate tipurile de calități motrice. Însă nu fiecare antrenor sau sportiv pun accent pe complexul de dezvoltare a capacităților motrice. Noi am ales cercetarea acestor calități, deoarece datorită lor pot fi completate unele devieri sau abateri în mișcări specifice ale sportivului, acestea oferind un nivel sporit, crescut de pregătire și cu siguranță anume capacități coordinative pot crea un comportament motric excelent în situațiile critice de luptă în ring. Sunteți mulțumit, domnul profesor? Da, vă mulțumim încă. Da, domnul profesor Manolai, sportiv. Ați executat un studiu, în studiu dumneavoastră ați aplicat niște chestionare sociologice, da? Da. V-am vrut să mă întreb, ce părere au specialiști în domeniu în privința capacităților coordonative la pugiliști? Vă mulțumesc de întrebare. La sondaj au participat 43 de specialiști, unde doar 18,6% din procente au dat de înțeles că cunosc și aplică în practică asemenea exerciții. În mare parte, specialiștii sunt taxați pe dezvoltarea de pregătire, de forță, de viteză și rezistență. Sunteți mulțumit, doctor? Da. Da, mulțumim. Sunteți întrebări? Dacă se poate, aș interveni și eu. Domn profesor, poftim. În primul rând, aș vrea să vă urez tuturor cadrelor didactice și celorlalte cadre care lucrează în învățare. Multă sănătate și putere de muncă, un an universitar cât se poate de rotin. Întrebarea pentru domnul Saulea ar fi legată de... Am studiat, am parcurs cu mare interes această lucrare, pentru că, evident, și eu fac parte din domeniul sporturilor de contact, sporturi directe, arte marțiale și așa mai departe, ceea ce se cunoaște. Aș începe printr-o apreciere. M-am uitat cu atenție la structurile de acționare pe care le-a folosit pentru rezolvarea problemei pe care a avut-o. Aș pune o întrebare legată de capacitatea de diferențiere kinestezică. Cum se rezolvă această capacitate de diferențiere kinestezică și dacă această capacitate este utilă în sporturile de contact? Da. Vă mulțumesc pentru întrebare, domn profesor. Da, vă mulțumim, domn profesor. Poftim, domnul Sărbun. Am descris, deci, imediat. Sper că nu l-am făcut tipon. Nu, nu. Deci capacitatea de diferențiere kinestezică este determinată de activitatea receptor. Deci este foarte importantă asta ca să la această capacitate de diferențiere kinestezică și este determinată de activitatea receptorilor
situați la nivelul mușchilor în interiorul tendoanelor, ligamentelor și articulațiilor. Acești receptori sunt receptori de mare finețe, ce culeg și transmit informații cu privire la poziția corpului sau a segmentului acestuia în spațiu, precum și asupra direcției și accelerației corpului. Senzațiile specifice acumulate prezintă date cu privire la poziția de verticalitate și inclinare de mișcare rectilinie sau de rotație a corpului. Mai aveți întrebări, domn profesor? Nu am întrebări, decât doar o intervenție, dacă când o să fie momentul să... Da, la discuții, da? La discuții, da. Da, bine, mulțumesc, domnul. Mulțumesc pentru răspuns, domnul George. Întrebări, dacă mai aveți? Domnul Rani, sportiv. Domnul pretendent, luând în considerație specificul probei de sport care ne-ați prezentat-o dumneavoastră astăzi, capacitățile coordinative, inclusiv și celelalte calități multe, ce știm că sunt foarte importante. Mie mi-a interesat ceea ce ține de viteza de reacție a obiectului în mișcare complexă, da? Ceea ce cred eu că este o componentă de bază în proba de sport respectivă și cum, dacă ați evaluat-o cumva și cum ați evaluat-o. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Mersi. Deci am evaluat imediat. Deci o să mă... Deci aici. Deci la acest test l-am... care determină gradul de reacție vizual-motrice complexă la obiectul în mișcare. Deci din numărul de 10 repetări la fiecare indicator se apreciază tehnica corectă de execuție la momentul dezduirii complete a articulației cotului la contactul cu perna agățată, care este aruncată spre subiect, în cazul loviturilor directe, iar în cazul loviturilor laterale a croșeurilor, la momentul când articulația corpului, cotului este deschisă nu mai mult de 45 de grade. S-au luat în calcul efectuările exacte din direcția din față, din lateral de jos, îndeplinind următoarele lovituri. A, directă de stânga la cap, B, directă de dreapta la cap, croșeu de stânga la cap, croșeu de dreapta la cap, uppercut de dreapta la cap, uppercut de stânga la cap, uppercut de dreapta la corp, uppercut de stânga la corp. Bine, mulțumesc și în contextul acesta am întrebat. Cine a fost acei subiecti care au făcut evaluare? Ați avut grup de experți sau nu știu, altceva? Ați filmat, eu m-ați analizat? Am și filmat, au fost antrenori. Am mai avut, deci am mai fost și câte... Ca expert a fost din antrenor? Cu experiență, da. cam cu ce experiență? Mi-e interesant, pur și simplu, fiindcă o calitate... Deci foști sportivi de performanță și antrenori acum, cu experiență 20-30 de ani. Așa. Bine, mulțumesc. Plăcere. Mulțumesc și eu de întrebare. Mai am și o întrebare mai specifică, deci mai specializată, așa. Vorbiți despre uppercut de stânga la corp. Esența din punct de vedere coordinativ, vă rog, vă mulțumesc de întrebare. Deci acțiunea tehnică uppercut de stânga la corp se înțelege o lovitură de jos în sus, în regiunea ficatului, care, în zona ficatului, care poate provoca epuizarea din punct de vedere fizic adversarului și pe perioade scurte de timp, iar aplicarea lor sistematică poate duce la abandonul acestuia în pugilism, se mai numește și knockout tehnic, adică la abandonarea luptei. Mulțumesc! Mulțumesc și eu de întrebări. Dacă întrebări nu mai sunt, atunci conform scenariului îi oferim cuvântul secretarului, care va ne prezenta tot ce mai avem la dosar, inclusiv nota informativă, remedierea obiecțiilor și toate celelalte care țin de corectitudinea îndeplinirii tezei respective. Așadar, cu privire la obiecțiile și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil, precum și recomandările și obiecțiile înaintate de către Comisia de Experți a Agenției Naționale de Asigurare Calității în Educație și Cercetare, toate obiecțiile au fost înlăturate și acum vreau chiar și să le nominalizez.
Deci a fost redactat denumirea tezei din educarea capacităților coordinative la Bugiviști în cadrul etapei de specializare sportivă, în dezvoltarea capacităților coordinative la Bugiviști în cadrul etapei de specializare sportivă. Atât la compartimentul introducere, precum și în capitolul care descriu analiza teoretică a materiei, au fost aduse nume ale specialiștilor notori în domeniu și sunt și prezentați în domeniu. Structura capitolului 2 a fost revizuită și ajustată la cerințele ghidului, astfel au fost omise două și redactate 4 subcapitole, acestea obținând un volum de 10 pagini. Modificările s-au efectuat în cuprinsul lucrării și respectiv în text. Tabelul 2.9 reprezintă un tabel centralizator al programului investigațional și mult informațional. Este un element cheie cu elaborarea cu elaborări concrete ale mijloacelor de exersare, de aceea se consideră relevant de a-l plasa în textul lucrării, fiindcă aduce imediat informații directe, clare și precise capitolului. De asemenea, tabelul 3.7 se încadrează în limita unei pagini A4 și de asemenea reprezintă rezultate directe și concrete ale cercetării și se consideră necesar de a fi plasat în text prin care se redă cursivitatea obținerii rezultatelor. Tabelul cu rezultate ale chestionarului sociologic a fost plasat la anexe, cum a fost și propus. În text au fost plasate cele mai reprezentative forme de răspuns ale intervievaților. În figurile și tabelele din text au fost indicate atribuirea acestor autorilor cu indicarea anului și respectiva modalității conform ghidului de prezentare a tabelelor și figurelor. De asemenea, concluzii generale și recomandările au fost redactate, descrind demersul cercetării în conformitate cu obiectivele stabilite, fiind subordonate temei, ipotezei și scopul lucrării. De asemenea, contribuția proprie autorului a fost inclusă la nivelul capitolului în concluziile 3, iar rezultatele obținute pe baza propriilor invenții se detaliază în concluzii 6 și 7. Și ultima, datele bibliografice au fost revizuite totalmente, au fost lăsate în teză cele mai reprezentative lucrări ale specialiștilor notori din domeniu, precum și adăugate lucrări ale autorului, iar din motivele ale unei surse bibliografice nu conțin anumiți indicatori, deoarece la momentul editării acestei indicatori nu erau folosiți. Iar odată ce informația s-a dovedit a fi foarte relevantă, sursa respectivă a fost indicată în forma originală. Deci, ceea ce ține de înlăturarea obiecțiilor și recomandărilor și neconformităților. De asemenea, vreau să vă comunic că în cadrul seminarului, în cadrul USORE, în cadrul Consiliului Științific, au parvenit și 6 avize de la diferite centre științifice referitoare la care determină atât valoarea științifică cât și aplicativă a tezei. Aviz din partea domnului Busuioc Sergiu, doctor, profesor universitar, președintele Federației de Luptă Națională Trânta, Republica Moldova. Domnul Lușnea Ștefan, doctor conferențiar universitar, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea Dunăre de Jos, Galați. Domnul Armano Stanislav, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, maestru al sportului în probele de lupte, Departamentul Educație Fizică și Sport, în cadrul Academiei de Studii Economice a Republicii Moldova. Doamna Necula Gina Aurora, doctor conferențiar universitar, decan Facultate Transfrontalier, Universitatea Dunăre de Jos, Galați. Și domnul Danail Sergiu, Departament Cultură Fizică, Psicopedagogie, Management și Limbi Moderne, USIES, doctor, profesor universitar. Da, vă mulțumim, domnule Braliște. În continuare, dacă nu mai sunt întrebări la
secretarul Consiliului, cuvânt îi oferim conducătorul științific, domnul Victor Botea. Vă rog, domnule. Da, mulțumesc, domnul președinte. Domnul președinte, stimați membri ai Consiliului. Deci eu strec în revistă unele calități ale pretendentului. Eram la plajă când s-a apropiat în privința studiilor la doctorat și am înțeles că această persoană este dorită de a face anumite studii, investigații și cât de curând, în toamnă s-a depus actele, deci noi am ales o tematică dintre cele mai complicate la care a fost și reacții, dar acționând pe faptul că trebuie să devenim maximaliști, am convenit asupra acestei tematici complicate care pe parcurs a dovedit a fi într-un fel și dificilă, dar totodată și interesant. În linie generală, pretendentul s-a impus cu elaborările și cu examinările respective. Totul a fost ținut sub control în școlile specializate de box pe care am fost prezent și la testări și la lecții deschise. Și acest lucru s-a materializat prin elaborarea tezei respective. Dumnezeu este cunoscător de meserie, a luptat prin multe ringuri din Europa, dar iată că într-un sfârșit s-a remarcat și prin această teză. Este o persoană agilă și este în măsură să îndeplinească orice obiectiv care stă în fața sa. Aș putea spune și mai multe, dar cred că astea sunt linii generale, capacitățile, calitățile pe care o reprezintă la urmă. Vă mulțumim, domnul profesor. Acum cuvânt le oferim referenților oficiali. Domnul Botov, domnul Lefter, care sparge gheafele voi. Domnul Botov, vă rog. Bună ziua! Voi trece în revistă lucrurile cele mai importante, să zicem, care au fost și evidențiate în prezentarea candidatului. Teza domnului Saulea George Dan înglobează un studiu de o mare importanță pentru teorie și practica antrenamentului sportiv la ramura sportivă pugilism. În descrierea actualității temei de cercetare, autorul remarcă tendințele moderne ale pregătirii sportivilor care se luptă în ring, folosind cele mai moderne, să zicem, sau de actualitate programe. Totodată, astfel de programe nu sunt scoase în evidență către publicul larg al profesioniștilor pentru a păstra secretele în vederea pregătirii cât mai eficiente a sportivilor. Baza teoretică a lucrării semnifică expunerea conceptelor și teoriilor aduse de către specialiștii domeniului pe care le enunță în diverse materiale didactice din literatura de specialitate. De asemenea, autorul remarcă că la momentul actual pugilismul impune pretenții mari asupra pregătirii fizice. Boxerii de frunte trebuie să participe la două turnee de avangură la rând cu o pauză de 3 până la 4 săptămâni și să aibă 8 până la 9 lupte intense. La campionatele europene și la Jocurile Olimpice se întâlnesc doar potențiale profesioniști, perfect pregătiți fizic, care mizează pe victorie pentru a trece la titlul de campion. Deoarece dezvoltarea calităților motrice la pugiliști urmărește scopul unei bune pregătiri a sportivilor către eforturile solicitate de condițiile tehnicii de efectuare a mișcărilor. În cele din urmă, autorul ajunge la concluzie că în parcursul multianual de pregătire a sportivului pugilist, etapa de specializare sportivă aprofundată are o
rezonanță dintre cele mai importante. Se dovedește că în cadrul acestei etape sunt prevăzute cele mai detaliate exerciții și acțiuni în vederea pregătirii fizice speciale a sportivilor. Prin studiul teoretico-constatativ de investigare este determinat că în cadrul etapei de specializare sportivă aprofundată se pune accent pe cele mai importante forme de pregătire care vor asigura prezența sportivului în ring în scopul de a învinge. La această etapă se formează cele mai sigure nivele de pregătire tehnico-tactice a sportivului, însă la baza acestei forme se află și o pregătire fizică specială de exerciții. În șirul calităților motrice necesare, sportivul pugilist se enumeră și capacitățile coordinative, deosebit de importante în stabilirea echilibrului motric și al acțiunilor de manevră în secvențele de luptă. Inovația și originalitatea științifică a lucrării este desemnată de amplificarea procesului de antrenare bazat pe aptitudini dintre cele mai fine și cu interdependență directă asupra ansamblului de acțiuni specifice, de conexiunea eficientă a tipurilor de pregătire, de elaborarea caracteristicii model al sportivului prin evidențierea particularităților specifice și a identificării solicitate de această probă de sport. Destabilirea formelor de educare a capacităților coordinative cu exponentele sale specifice pozitive asupra pregătirii sportivilor de mare performanță prin măsurători directe sau indirecte. De concretizarea formelor specifice de exersare estimate prin mișcări de atac și de apărare, precum și alte particularități specifice de organizare a activităților de antrenament. Valoarea aplicativă a cercetării constă în modul rațional de aplicare a programului experimental elaborat în practica antrenamentului sportiv pentru etapa specializării sportive aprofundată a pugiliștilor. Programul practic de antrenare, care include exerciții specifice de proveniență gimnică, este oportun în educarea capacităților coordinative la pugiliștii cadeți, iar acestea, în conexiuni cu alte tipuri de calități, sunt deseori eficiente pentru completarea abilităților tehnico-tactice în diverse scenarii de luptă în ring. Calitatea metodologică a cercetării este determinată de elaborarea metodologiei de educare a capacităților coordinative la pugiliști în cadrul etapei de specializare sportivă aprofundată prin utilizarea exercițiilor speciale cu conținut coordinativ selectate din mai multe probe sau ramuri ale gimnasticii. Autorul face referire la alegerea celor mai eficiente acțiuni de educare a capacităților coordinative care în procesul de antrenament al pugiliștilor devin capabile cu dezvoltarea altor calități și aptitudini ale sportivului. La un nivel calitativ se remarcă structurarea algoritmului acțiunilor de exersare, care pot să sporească necesitatea pregătirii tehnico-tactice ale sportivului în diverse situații de luptă. De asemenea, unele aspecte de ordin calitativ se pronunță prin stabilirea nivelului optim necesar în educarea capacităților coordinative a sportivilor, care poate fi atins prin îndeplinirea rațională a exercițiilor cu astfel de conținut. Însă, pentru a nu deruta educarea altor calități importante ale sportivului pugilist, se află de asemenea într-o deplină dezvoltare. Conceperea și calitatea textului tezei este de apreciat la nivel înalt, deoarece este formulat corect, conform cerințelor și logicii de descriere a materialului în toate compartimentele tezei. Important este de menționat că pe parcursul descrierii se observă o continuitatea ideilor, gândurilor și tendințelor de studiu tratate în tot demersul cercetării. În ordinea de idei, de expunere a informațiilor, se
contopesc prin elaborarea scopului, a obiectivelor de cercetare și desfășurarea experimentului practic și cu rezultatele obținute. Asigurarea bibliografică a tezei relevă că autorul a studiat cele mai posibile forme de descriere a materialului, în mare parte al acestuia fiind de categorie științifică. Sursele literare, precum și alte izvoare de informare, sunt elocvente și destinate studiului. Într-o măsură de excepție, sunt aduse argumente ale specialiștilor avansați în sport, însă aplicarea la baza antrenamentului sportiv împlugilizează astfel de programe de educare a capacității cognitive și anume etapa de specializare sportivă aprofundată se constată că la cel mai de astfel caz întâlnit în întregul arsenal al literaturii de specialitate disponibil. Calitatea concluziilor generale și a recomandărilor sunt formulate corect, reieșind din obiectivele stabilite la începutul studiului, fiind menționate pe parcursul cercetării, concluziile se bazează pe material factorial, inclusiv și rezultatele obținute pe baza experimentului pedagogic realizat. Recomandările sunt în ajutorul persoanelor cointeresate de acest gen de sport, însă în mod deosebit sunt relevante pentru a se inspira toți sportivi și antrenorii care tind de a deveni modeli în aspectele tehnologice și metodologice de pregătire a pugiliștilor. Pe baza celor studiate și enunțate, se constată o corespundere deplină a conținutului tezei cu tema cercetării. Aceasta este o cercetare compactă, se semnalizează idei foarte importante tratate în text, iar metodologia de cercetare și-a atins scopul. Obiecții și sugestii era binevenit de a indica în descrierea textuală și unele utilaje, instalații, aparatură de tip trinajor, care pot să servească drept mijloace dintre cele specifice de dezvoltare a capacității coordinative. Totodată, autorul recurge la mijloace consemnate din probele gimnasticii și le păstrează de a le studia profund și eficient. Aceasta nu reduce din semnificație și importanța temei. Lucrarea are un conținut finit și este apreciată pozitiv la toate compartimentele sale. Concluzia generală pe baza argumentelor aduse în examinarea tezei, de asemenea, pe baza depistării conexiunii dintre scop, obiective și finalități, inclusiv pe baza respectării tuturor cerințelor de descriere și relatare a informațiilor, cu luare în calcul a importanței științifice a lucrării, autorul Saulea George Dan merită acordarea titlului științific de doctor în științe ale educației la specializarea 533.04 Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Vă mulțumim, domn profesor. Domnul Saulea, are ceva de spus la cele expuse de domnul Potop? Sunteți de acord cu cele spuse, da? Da, bine, mulțumesc. Doamna Natalia Lester. Bună ziua, eu mă stradă să fiu mai succintă. Da, doamna Natalia, chiar vă rugăm așa, mai mult așa, păi, concluzii, mai mult concluzii, așa. Aș vrea să menționez că teza de doctor a autorului Saulea George Dan reprezintă o lucrare științifică care abordează o problemă actuală pentru teorie și practică antrenamentului sportiv la pugilism, în considerație că nivelul a crescut la competiții, această probă practică și genul feminin, etc., etc. Investigațiile întreprinse sunt bazate pe studiul metodologiei educării capacităților coordinative la pugiliști prin utilizarea mijloacelor de gimnastică în cadrul etapei de specializare sportivă. Putem menționa că baza teoretică a tezei include descrieri ale situației în domeniul menționat, unde este prezentată o analiză amplă a literaturii de specialitate, cu scoaterea în evidență a conceptelor teoretico-metodologice de antrenare a sportivilor pugiliști.
În vederea fundamentării teoretice a studiului, autorul scoate în evidență posibilitățile reale pentru pregătirea sportivilor de performanță, educând capacitățile coordinative prin exercițiile din probele de gimnastică, unde această calitate putem spune cu siguranță că este ocupă o poziție primordială. Putem menționa și devaluarea aplicativă a cercetării este determinată de posibilitatea aplicării a programului experimental elaborat în practica antrenamentului sportiv la etapa de specializare sportivă aprofundată a pugiliștilor. Ce ține de conceperea și calitatea textului, putem menționa că sunt structurate și relatate în conformitate cu prevederile ghidului de redactare a tezelor de doctor. Informațiile expuse sunt sistematizate de ordine de proveniență și de valoare. Generalizările textuale, precum și alte argumente, sunt interpretate calitativ, păstrând și logica și coerența informațiilor expuse. Asigurarea bibliografică a lucrării este asigurată cu surse bibliografice recente, iar la descrierea diverselor concepte teorii sunt prezente referințele respective la autorii și specialiști. Lucrarea este reprezentată de concluzii și recomandări, care se regăsesc în ultimul compartiment al tezei, formulate corect, concludente și motivaționale, atât pentru practica de lucru, precum și pentru cercetările științifice ulterioare. Pe baza celor relatate, rezultă că conținutul tezei de față, corespunzător temelor de cercetare aprobate în instanțele respective, atât publicațiile științifice și cât și autoreferatul la teza de doctor conțin informații și rezultate identice cercetării. Ca obiecții, poate că era potrivită de a lua în studiu nu tocmai 7 dimensiuni ale dezvoltării capacităților coordinative, deoarece aceasta complică examinările practice, e prea mult. Totodată, ceea ce s-a realizat, autorul le marchează într-un mod clasificat în lucrare, iar lucrul dat îmbogățește vizibil conținutul cercetării. Concluzia privind corespunderea tezei titlului științific solicitat are un conținut finit, exprimă esența studiului întreprins de poziție de cercetare științifică. Conținutul tezei este structurat conform prevederilor ghidului de redactare a tezei de doctor, constituie raportul final al investigațiilor științifice efectuate, relevă posibilitățile utilizării elaborărilor cercetate în diverse aplicații de lucru, iar rezultatele, precum și argumentele expuse, conturează corespunderea tezei cu titlul științific solicitat la specialitatea 53304, educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Saule, aveți... Deci, domnul profesor, acum avem runda de discuții. Deci v-am rezervat primul dumneavoastră dreptul de a vă expune părerea. Limita sportului, a făcut și activitate sportivă de performanță, sparring partener la mulți sportivi de valoare din Europa, adică e un om care de la început vă spun că îmi face mare plăcere, deosebită plăcere să-l știu și în calitate de doctor în domeniul acesta, fiindcă o merită din plin. O să fiu însă ușor, adică nu, scurt și la obiect. Lucrarea este, din punct de vedere al ipotezei corect, ipoteza corect formulată. Obiectivele au fost clare și pentru atingerea scopului lucrării, mă rog, legat de dezvoltare capacităților pugiliștilor de performanță. Am o
două precizări legate de termenii folosiți în lucrare. Dacă vrea să și corecteze, eu i-aș recomanda că bănesc că nu mai știu dacă lucrările de doctorat din Republica Moldova sunt avizate și de Ministerul Educației din România, nu mai știu. Există încă această verificare? Ați auzit întrebarea, domn profesor? E în proces. Ah, ok. Deci, folosește câteva pleonasme, domnul George. George, mă auzi? Da, domnul profesor. Ok, deci ai două pleonasme. Aici e vorba de mai superioare, nu există așa ceva în limba română. Este superior și atât, punct. Mai superior decât superior nu există. Deci, acolo vezi formularea. După care, mai există tot în termenii noștri de specialitate, doi termeni. Transferul nu poate să fie decât pozitiv. Când un exercițiu este, se transferă, ca și în cazul tuturor structurilor de acționare pe care le-ai utilizat în pugilism, mă rog, pentru dezvoltarea capacităților coordinative, când ai spus de transfer, asta este pozitiv. Interferența este negativă. Da, domnul profesor, așa e. Da. Dacă a fost înțeles, da? Da. Ok, mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, domnul profesor. Așa. După care îmi face deosebită plăcere să văd partea finală a lucrării, în care metodologia de educare a capacităților coordinative la cadeți a fost implementată în diversele arene de box din România cu rezultate foarte bune și cred că într-adevăr acest aspect legat de coordonare este valabilă nu numai în toate domeniile de activităților sportive. Este o problemă majoră și, într-adevăr, necesită foarte multă muncă din partea antrenorilor. Eu aș încheia prin a-l felicita și pot să îi spun că după ce, inclusiv îndrumătorul de lucrare, că după ce termin această prezentare voastră, soția mea mi-a pregătit niște sarmale și o să mănânc pentru cheierea de și chiar am să beau un vin roșu de purcari. Asta ca să se știe. Vă mulțumesc și vă urez o zi frumoasă. Vă mulțumesc și la fel și dumneavoastră, o zi frumoasă. Vă mulțumesc, domn profesor. Sănătate. Așa, membrii Consiliului în continuare și de viață să-și expună părerea. Domnul Valeriu Rura, profesor. Eu aș vrea să fac o tangență, luând în considerație tematica de astăzi. Deci, fiind responsabil la pregătirea cadrelor didactice, inclusiv și la specialitatea antrenament sportiv, noi avem de-a face cu diferite contingente de sportiv, să mă exprim așa. Deci, luptători de la jocuri sportive, ce include acolo diferite probe, vole, handball, înotători și așa mai departe. Deci, fiind responsabilă de disciplina gimnastică de bază, mi s-a părut așa un caz, un sportiv era foarte agitat la lecții, dar agitat în context pozitiv, îndeplinea foarte bine elementele la aparatele de gimnastică și era activ, suplimentar, de sine stătător, îndeplinea exerciții. Mă refer la sărituri cu coardă și diferite elemente la acrobatică, îndeplinea diferite sărituri, contoarceri, ceva nou pentru unii sportivi sau studenți care era. Și fiind așa mai curios, l-am întrebat cum se ocupă. Mi-a spus că practic boxul. Practic boxul. Eu mă cunoșteam și alți sportivi care practicau boxul, dar erau puțin mai timizi. Când am aflat că primul sportiv era, într-adevăr, avea rezultate foarte bune la box și a apărut deodată, mi-a făcut așa în cuvânt, că, într-adevăr, cel care este încadrat în toate activitățile, corespund tuturor capacităților coordinative, are și rezultate sportive indiferent. Dar boxul era cu mult mai aproape. Ceea ce fac tangență la dezvoltarea capacităților competitive astăzi, vreau să spun că ceea ce ați făcut, într-adevăr, merită
să fie apreciate pentru, în cadrul domeniului dat. Eu aș spune că conținutul tezei prezentate ar fi de folos pentru specialiștii în domeniu. Titlul tezei corespunde cu domeniul de cercetare atât pentru instituția noastră, cât și pentru antrenamentul sportiv sau mai mult pentru sportul de performanță. Conținutul sunt într-adevăr corespunzătoare cu titlul temei și, în opinia mea, candidatul de astăzi merită pe deplin să îi se confere titlul de doctor în știință în educație. Vă mulțumim, domn profesor. Domnul profesor Manolache. Eu am vorbit cu colegii foarte mult. Vă doresc succes și baftă și să nu vă opriți la ceea ce ați făcut, să mai faceți experimente, să mai dezvoltați sportul dumneavoastră care ați practicat toată viața și să creșteți campioni. Mulțumesc. Da, mulțumim, domnul profesor. Și vreau să spun și eu să-mi expun punctul de vedere vis-a-vis de importanța nemijlocită a cercetării prezentate de către domnul Saulea. Fără doar și poate, tema studiului dumneavoastră este de actualitate, de actualitate majoră. S-ar părea la prima vedere că deja în sportul de performanță, îndeosebi în proba care o prezentați dumneavoastră, nu se mai știe unde de mai găsit acea verigă care s-ar mai putea influența pentru obținerea performanțelor în proba respectivă. Dumneavoastră v-a reușit să evidențiați anume acele caracteristici, ceea ce țin de capacitățile coordinative. Noi știm că ele sunt foarte multe și necesită, ceea ce ați și făcut, o structurare foarte clară. Aș vrea să mă menționez anume modalitatea în care ați selectat mijloacele pentru dezvoltarea acestei calități motrice și îndeosebi mi-a plăcut foarte mult cum ați reprezentat modelul de pregătire coordinativă și anume ați luat un ciclu anual, dar foarte clar și ați reprezentat anume materialul la nivel de mezociclu și chiar ați luat un microciclu săptămânal cu diferit, cu mai multe vârfuri în dependență de etapa de pregătire, deci un lucru care poate fi luat la bază de antrenorii din box și cred eu că ar da o plus valoare atât cercetării dumneavoastră, cât și în general ar schimba viziunea multor antrenori, anume spre studiul la nivel de cercetare a capacităților nemijlocite a fiecărui sportiv cu caracteristicile sale individuale. De aceea vă îndemn să publicați nemijlocit un ghid metodic sau cum o să o numiți dumneavoastră. Vă doresc succes și eu o să votez pentru obținerea titlului mult primit. Mulțumesc! 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 Da, domnule secretar, în continuare îmi spune și eu un gând referitor la această lucrare. Sunt de acord cu colegii că antrenamentul sportiv fiind un proces pedagogic și foarte țesut, foarte dens și dumneavoastră că ați găsit niște fisuri în această țesătură alegoric vorbind, eu cred că denotă faptul că sunteți atât practician cât și cercetător. Acest lucru se vede foarte bine că ați îmbinat cunoștințele empirice bazate pe experiența și intuiția, pe abilitățile dumneavoastră practice cu acele cercetări care au reieșit din studiul literaturii de specialitate și a testărilor făcute. În ultima instanță ați obținut acel sinergism dintre
procesul de maturizare a copiilor, fiindcă ați ales anume perioada de vârstă când această calitate motrică poate educa cel mai bine, adică adolescenți și preadolescenți de la 15-13 ani, și ați îmbinat această perioadă senzitivă de vârstă cu programele de antrenament bazate pe educarea fiecărei componente din acele calități coordonative, orientare în spațiu, după asta simțul mișcării și toate celelalte elemente ale calităților coordonative, ca în ultima instanță să obțineți acel sinergism dintre procesul de instruire și maturizarea discipolilor dumneavoastră. Eu consider că atât lucrarea cât și dumneavoastră meritați ceea ce se pretinde a fi, adică obținerea titlului de doctor în științe ale educației, la specialitate educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Cu aceasta noi încheiem dezbaterele, așa, și ne retragem comisia Consiliu. Deci, onorată prezență, în urma votului și a procesului verbal numărul 1, prin 5 prezenți la vot, pro s-a votat 5, contra 0, în favoarea următorii hotărâri. Teza domnului Saulea Gheorghe reprezintă spre susținerea publică, corespunde cerințelor Ana Cec, a Republicii Moldova, iar autorul merită conferirea titlului științific de doctor în științele educației la specialitatea educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Consiliul Științific Specializat se intervine către Ana Cec, a Republicii Moldova, cu rugămintea de a aproba prezenta hotărârea Consiliului Științific Specializat de azi, privind conferirea gradului științific de doctor în științele educației domnului Saulea Gheorghe și de elibera diploma respectivă. Cine pentru această hotărâre? Membrii Consiliului, vă rog, votați. Vă mulțumesc. Domnul profesor, Iene are de asemenea aceeași poziție. Deci, vă mulțumim, domn profesor, vă mai așteptăm cu drag în cadrul Consiliului Științific ale noastre și nu numai și cu alte ocazii. Cu mare plăcere. Sănătate. Da. Cele bune. Vă mulțumesc în suflet. Mulțumesc mult, domn profesor. Onorată prezență, cu asta încheiem ședința noastră de astăzi și oferim cuvântul domnului Saulea pentru... hotărârea, v-am citit hotărârea, s-a votat hotărârea. Deci acum îi oferim cuvântul domnului Saulea pentru a-și se pune părerea de tot ce s-a întâmplat. Vă rog, domnul. Vă să iau în considerare toate sfaturile și toate obiecțiile, tot ce s-a discutat și tot ce mi-a spus fiecare membru din comisie și referenții. Și vă mulțumesc pentru tot. Bine, deci. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență și vă urez succes în continuare și pentru următoarele întâlniri.